are de folos pentru mine. Zice Cristi, să nu uiți ce te-am învățat. Să nu uiți cântarea care te-am învățat. Și o cânt împreună cu voi. Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rou în soare, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai mare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai mare. Dacă în lume m-ai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, mai bine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai bine. Doamne, când suntem noi doi, n-are cel viclean ce-mi face, cu el când sunt în război, cu atât tu, atunci tu mă-mbraci cu pace, cu el când sunt în război, tu mă-mbraci cu pace. Vin din cer, mi-ai dat să sor, și pe ochi m-ai uns cu tine, cu cât eu am fost mai lumină, cu cât eu am fost mai orb, cu atât tu, cu atât tu mi-ai dat lumină. Ce spune poetul acum la final? Dar din toate câte încerc, le păstrez tu pentru mine, nu mi-e dor de tot ce-mi dai. Doamne, după viață de smerenie, după viață de slujire, după viață de aplecare, de coborâre, de moarte, de tăcere, de iertare, de rodire, aștept ziua când să-mi spui vină, slugă bun. Dar din toate câte încerc, le păstrez tu pentru mine, nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, cât mi-e dor, mi-e dor de tine, nu mi-e dor. Oh.
dor, mi-e dor de Tine. Ați vrea într-o rugăciune, ridicați în picioare, să spunem, Doamne, avem nevoie să ne smerim mai mult. Frații și surori, celor smeriți, Domnule, dă har. N-aș vrea să rămână în numele meu în seara asta. N-aș vrea să rămână în numele Domnului, în spatele slujirii noastre. Dar haideți în rugăciunea asta să luăm decizii noi. Poate trebuie să ne uităm la vorbirea noastră. Să știți că omul smerit spune, Ebenezer, până aici Dumnezeu m-a ajutat. Poate trebuie să mă uit la viața mea, la îmbrăcămintea mea, la exteriorul meu, nu știu. Dar poate e nevoie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne smerim mai mult. Și vine ziua, frate și surori, când Dumnezeu demonstrează diavolului că nu prin înălțare, ci prin coborâre ajungem acolo unde a vrut el să ajungă diavolul. Chiar mai sus, la dreapta Tatălui. Doamne, ajută-ne la asta. Ne rugăm împreună și mulțumim Domnului și mă rog ca El să ne asculte. Amin.